Atitudinea oamenilor față de șobolani a fost mereu una agitată. Prin urmare, pentru a lupta cu aceste fiare prezente peste tot, a fost creată prima armă biologică din lume. Era o creatură nemiloasă care nu avea nevoie de loc de odihnă. Au numit-o șobolan canibal, cunoscut și sub numele de ucigaș de șobolani. Înțelegând perfect că doar un șobolan poate să facă față șobolanului, oamenii au început să folosească împotriva acestor rozătoare viclene care se pot ascunde cu dibăcie o tactică asemănătoare cu vânătoarea de vizuină. Șobolanii sunt cunoscuți în primul rând pentru capacitatea lor de supraviețuire incredibilă. Încă din cele mai vechi timpuri se adaptau perfect oricăror condiții. Nu contează ce mâncau sau unde locuiau, șobolanii mereu găseau ieșire, chiar și în cea mai dificilă situație. Baza unei astfel de supraviețuiri se află în legătură socială. Șobolanii sunt niște creaturi extrem de sociale, fac împreună afaceri, se ajută reciproc, se protejează, iar dacă au posibilitatea, iau cu ei răniții. Șobolanii se simt așa de parcă ar fi un singur organism și se comportă ca unul. Fac schimb rapid de informații, avertizează despre pericol, transferă abilități de protecție. Nu există niciun beneficiu individual într-un astfel de comportament. Mecanismul de apărare are o natură morală. Unul dintre cele mai eficiente moduri de a lupta cu șobolanii se bazează anume pe distrugerea acestei apărări. Căci, după cum am mai spus, având moralitatea ca bază, distrugerea ei este esențială. Dar nu totul e atât de simplu. E greu să distrugi valorile lor morale în grup. Asta se poate întâmpla doar la un singur individ. Dar procesul va lua timp. Asta are loc treptat și pentru a ajunge la rezultat se creează condiții când logica supraviețuirii devine decisivă. Important e să-l faci să facă primul pas, o acțiune care era un tabu absolut înainte. Cum se întâmplă asta? Se ia un șobolan mare și puternic care e ținut fără mâncare. Când acesta e destul de înfometat, în cușcă îi se aruncă un șobolan proaspăt ucis. După puțin timp de ezitare, își devorează ruda moartă. Logica rațională sugerează, acesta nu mai este frate, este mâncare. Oricum, nu-i mai pasă, iar eu trebuie să supraviețuiesc. A doua oară, ștacheta imoralității este ridicată mai sus. În cușcă se aruncă o ființă abia vie. Noua porție de mâncare, deși e aproape moartă, totuși e încă destul de vie. Și iarăși, logica supraviețuirii îi oferă soluția. El oricum va muri, iar eu trebuie să trăiesc și șobolanul își mănâncă ruda din nou, care acum e aproape moartă. A treia oară în cușcă se aruncă un animal destul de sănătos, dar mai slab, un pui de șobolan. La cel puternic se trezește logica din nou. Care e sensul dacă vom muri ambii? Să supraviețuiască cel mai puternic și cel mai puternic supraviețuiește. Trebuie de menționat că pentru a lua o decizie, șobolanul folosește din ce în ce mai puțin timp de fiecare dată, iar în același timp nivelul de imoralitate crește de fiecare dată. Peste o oarecare perioadă, șobolanul în general nu mai gândește. Își trata rudele ca mâncare. Odată aruncat în cușcă, noul șobolan se transforma imediat în cină. În momentul în care nu se mai gândea să mănânce sau nu, moralitatea lui a fost distrusă. După asta era eliberat înapoi în societatea de unde a fost luat, doar că era cu totul alt șobolan, unul fără moralitate. În acțiunile sale era ghidat doar de logica egoismului. Dar cei din jur nu știau asta, îl luau drept al lor și aveau deplină încredere în el. Foarte curând, creatura care la exterior semăna cu un șobolan ajungea la ideea de ce să caut undeva mâncare dacă ea este peste tot în jurul meu, caldă și proaspătă. Șobolanul canibal alegea victimele care nu bănuiau despre nimic și le devora. Cu timpul și-a dat seama că e mai bine să atace pe ascuns și a început să facă asta în secret de societate. Următoarea dată, șobolanul sub un pretext sau altul, ucigașul își ademenea victima într-un loc retras și acolo o mânca. Când comunitatea de șobolani nu mai avea dubii că printre ei se află un lup în haină de oaie, șobolanii părăseau locul. Făceau asta în toate cele 100 de cazuri dintr-o 100. Parcă le era teamă să se otrăvească cu fluidele șobolanului transformat, le era frică să devină la fel. Simțeau la nivel instinctiv că dacă conștiința lor va absorbi această atitudine nouă, va apărea o societate fără limite. O societate de consumatori, de trădători. Atmosfera de imoralitate va distruge mecanismul de protecție socială și toată lumea va pieri.
Dar apare întrebarea, de ce o comunitate de șobolani pleacă și nu ucide canibalul? Acest comportament are și el un sens profund. Mintea colectivă care în cazul dat putea fi considerat instinctul calcula faptul că la lichidarea lui aveau să participe cei mai puternici indivizi, elita societății. Cine știe ce avea să se întâmple cu ei atunci când aveau să-și scufunde dinții în carnea vie a fratelui imoral? Poate se vor infecta și ei cu imoralitatea lui. Nici măcar șobolanii nu vor să trăiască într-o societate civilă care se bazează pe o luptă constantă unii cu alții. Ei sunt mai deștepți decât oamenii, fiindu-le frică că se vor infecta de logica rațională a egoismului, pleacă în alt loc. Dar nu numai prin izolare și înfometare poți obține un șobolan canibal. Interdicțiile introduse recent în întreaga lume au dus la închiderea restaurantelor și ale altor unități de catering, forțând oamenii să stea acasă. Asta a adus multe consecințe, în special faptul că șobolanii au început să caute surse noi de hrană și să-și schimbe comportamentul. În general, șobolanii trăiesc din resturile existenței umane, dar în condiții de carantină toată lumea stă acasă, restaurantele nu lucrează și resturi potrivite pentru șobolani aproape că nu se găseau. Animalele flămânde căutau de mâncare, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a activității lor și la o prezență mult mai palpabilă în viața omului. O răzătoare înfometată putea să ajungă într-o zi chiar în toaleta dumneavoastră. Spre dezamăgirea noastră, șobolanii au niște ghiare destul de ascuțite, iar conductele de canalizare sunt de fapt departe de a fi netede, cât de mult n-ar părea așa. Coastele flexibile le permit să se bage aproape în orice crăpătură pe care o găsesc. Șobolanii sunt atât de nepretențioși încât ar putea să-și mănânce propriile excremente, nu doar din cauza foamei, ci și pentru a menține microflora intestinală, astfel încât sistemul digestiv să fie în formă bună. Oare chiar este hrănitor? Da, fecalele conțin un procent destul de mare de reziduri nedigerate, care cu siguranță au valoare energetică. Așadar, dacă în casă se găsesc fecale de șobolani și au ajuns prin toaletă, este un semn că se poate întoarce, ca să mai prindă puteri din alimentele second hand. Dar dacă șobolanul nu a reușit să profite de hrană, asta poate să ducă urmări groaznice pentru ceilalți membri ai comunității. Șobolanul flămând e foarte agresiv față de alți șobolani, sub influența condițiilor extreme pot manifesta canibalism. În disperare se atacă unii pe alții, chiar dacă fac parte din aceeași colonie, și cel care va supraviețui nu se va opri la o singură victimă. Logica rațională îi sugerează că dacă nu poate găsi o sursă de hrană pe timp de foame, se va găsi mereu un cineva cu care să o potolească. Șobolanul care și-a ucis odată ruda cu probabilitate ridicată va face asta de nou. Cu toate astea, după ce își mănâncă fratele, șobolanul continuă să-și vadă de viața lui, mănâncă hrana obișnuită, se înmulțește și face alte chestii utile din punct de vedere social, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Fără exagerare, se poate de spus că șobolanii sunt considerați simbolul răutății, trădării și cruzimii. Da, aceste creaturi se mănâncă una pe cealaltă din nevoie, de foame, scăpând colonia de cei mai slabi, bolnavi sau bătrâni, care oricum vor muri sau nu sunt adaptați la viața. Dar omule, care creezi din șobolani ucigași nemiloși, arată numai puțin crud. Ce părere aveți voi despre asta? Scrieți-ne în comentarii! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi îndrăgiți șobolanii. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!